Deci am să vă povestesc. În clasa 10 începem și continuăm cu a 11. A 10 și a 11. O să o împărțim în două părți, dar voi de 11 asistați și urmăriți foarte bine niște lucruri importante. Am făcut odată la o clasă de profesională următoarea problemă. Maestru îi dă unui sudor o bucată de tablă și spune: băi, știi ce? Din bucata asta de tablă, sub formă de triunghi, mie să-mi tai un dreptunghi de are maximă. Cu alte cuvinte, să ai pierdere de material cât mai mici. Da? Pierdere de material. Să fie și el, mă sună. Eu făcusem deja cu el în anii în urmă și acum era muncitor acolo. Și mă sună, zic: domn profesor, vedeți ce am bătit? Nu dai problema asta, maestru, și eu mai amintit că am făcut dumneavoastră. Da, zice, nu mai știu exact. Că practic, zice, eu pot să tai în multe variante. Și asta ar fi un dreptunghi. Da? Sau pot să-l dau mai așa, zice. Dar știu eu, pierd cam mult material. Povestea este să pun foarfecul sau aparatul de sudură așa fel, încât să apară cât mai puțin, să-l conving eu pe maestru că fac treaba asta bună. Și mi-amintesc eu așa că era vorba pe la mijloc. Dacă aș pune aici, aș tăia așa, pare că e cea mai deșteaptă chestie. Că rămâne un colț micuț, micuț, mai micuț și ăsta. Cu cât mă duc mai sus sau mai jos, treaba se complică. Dar nu mai știu dacă să merg după latura asta sau să merg după cealaltă. Că aș putea să așez triunghiul pe partea cealaltă, să construiesc triunghiul. Deci, alte probleme foarte, foarte importante cu care te poți confrunta în practică. Vă las pe voi să vă gândiți unde trebuie să puneți. Nu? Puneți să puneți aparatul de sudură. Sau pentru croitorii, mama are un petec sub formă de triunghi, nu? Material sub formă de triunghi și vrea să ai de acolo dreptunghiul de cea mai mare arie. Cu alte cuvinte, să pune peticul cel mai mare sub formă de dreptunghi. Rămâne să vă gândiți voi. Până una alta, dragilor, am să vorbesc ceva despre funcții, că este un domeniu foarte, foarte important. Dacă ați sesizat începând din clasa noua, tot spune fie funcția, fie funcția. Și ați descoperit că marea problemă pentru o funcție este stabilit în domeniul definiției. Acum, ca să înțelegeți bine, o funcție de fapt înseamnă așa. O rețetă după care obții Y. Tu știi mulțimea pe care X o parcurge, okay? Și te interesează ce se întâmplă cu Y după rețeta respectivă. Deci trebuie să știi domeniul definiției, foarte important, să ai rețeta și pe urmă ție îți revine ca sarcină să studiezi modul în care sunt puși în care apare Y-ul aceea. Așadar, pentru o funcție sunt importante, deci pentru noțiunea de funcție sunt importante lucrurile care 1. Legea de corespondență. În paranteză, rețeta. Eu așa zic, da? Legea de corespondență sau rețeta după care se obține Y. Rețeta. De obținere a Y-ului. 2. Domeniul de definiție. Adică mulțimea pe care o ai la dispoziție. E
vorba de mulțimea pe care X o parcurg. Că tu ai, știi ce X ai la dispoziție, da? Da? Mulțimea, domeni de definiție, adică mulțimea X-lor, dacă e variabilă X, da? Da. Mulțimea de pornire. Și 3. Uneori te frământă și mulțimea de sosire, adică mulțimea Y-lor, da? Mulțimea de sosire. Codomene, mai mare. Poate, uite, de unde pleci, unde ajungi și cum ajungi. De unde, unde și cum. Astea sunt lucruri foarte importante. Acum, cât vreme am prezentat, am pronunțat cuvântul funcție, trebuie să știu că prin rețeta aceea nu se poate ca un element să aibă două imagini. Deci fiecărui din domeniu îi punem în corespondență 1 și mai 1. Atenție, fiecărui din domeniu, adică tuturor din domeniu. Deci, condiții pe care trebuie să le îndeplinească. Condiții pe care trebuie să le îndeplinească noțiunea de funcție. Când ai pronunțat cuvântul de funcție, ăsta două lucrurile ai. Condiții. 1. Pleacă tot. Pleacă tot. Adică, ce înseamnă pleacă tot? Tuturor să le pui în corespondență. Pleacă tot. Și 2. Un element nu poate să aibă două sau mai multe imagini. Un element nu poate să aibă două sau mai multe imagini. Sublinează, astea sunt senzaționale. Foarte important. Deci reținut pentru tot restul vieții voastre. Că pleacă tot. Adică să nu cumva la pornire să există un element că să nu pui ceva în corespondență, că atunci e drag. Că aia spune fiecărui element. Da. Deci tuturor să le punem în corespondență. Și nu se poate fiecare să le punem unul și numai unul, nu două. Da? Deci dacă vreodată veți vedea așa, prin diagramă dat, o corespondență realizată și aici lăsat ceva liber, e fals. Aia nu-i funcție. Da. Da? Deci fals aici. Nu este funcția asta. Iar dacă veți întâlni o situație de tipul ăsta, tot fals. Cu un element, deci ai două imagini. Nu se poate așa, că ajungi mai întâi într-o intersecție și pleci în același timp și stânga și în dreapta. Adică nu se poate. Deci aceste lucruri să fie foarte în mintea voastră. Și acum, când în foarte multe exerciții vi se dă legea de corespondență și voi sunteți cei care trebuie să stabiliți domeniul de ființe. Fie funcția f de x, zice, f de x egal cu 3x plus 1 supra x pătrat supra x pătrat minus 1. F definită pe este la subitina motor. Stabilește tot domeniul de ficție. Funcția pe care o am indicat-o aici este o fracție. Ce știți despre fracții? Din cunoștință? X pătrat minus 1 trebuie să fie diferit de 0. Dar de ce să fie diferit de 0? Pentru că nu există părțile la 0. Pentru că împărțirea la 0 nu se poate, da? Deci pun imediat condiția x pătrat minus 1 diferit de 0. Pentru că fracțiile cu numitorul 0 nu există, da? Deci asta înseamnă că de fapt noi facem x pătrat minus 1 egal cu 0, facem negația. Și deci rezultă că x1, 2 egal cu plus minus 1. Cu alte cuvinte, lui 1 i-am putea găsi imaginea? Ia să vedem. F de 1, cât ar face? 3 ori 1, 3 și 1, 4 pe 0. Da? Și 4 pe 0 nu există. Așa, 1, dacă l-am păstrat în domeniul de ființie, ar merita? Sau nu s-ar întâmpla situația dramatică când nu i-am pune ceva în corespondență?
Ăsta e motivul care spune F definit pe el, minus mulțimea formată din 1. Îl dăm deoparte pe 1, avem, noi putem construi. Și pe minus 1. Și pe minus 1. Dar același lucru se întâmplă și la minus 1, da? Pe 1 minus și pe minus 1, cu valori în el. Deci mulțimea Y care apar sunt niște numere reale, nu mă frământă. Deci domeniul definiției rămâne esențial. Da? Și iată, dacă acum vă dau funcția următoare, f de x egal cu 3x plus 1 supra, să spunem, 2 la x minus logaritm în baza 2 din x sau plus logaritm în baza 2 din x minus 5. Deci, fracție fiind, nu? Da. Ce condiții punem imediat? 2 ca să... la x plus logaritm baza 2. Deci 2 la x plus logaritm baza 2 din x minus 5 să fie diferit de 0. Și... Da? Și... x-ul de la logaritm. Și x-ul, argumentul logaritmic, strict mai mare ca 0. Asta ar fi condiția. Da? Problema e cum rezolvăm negația acestea. Deci, practic, noi o să mergem cu 2 la x plus logaritm baza 2 din x egal cu minus 5 egal cu 0. Și acele valori pe care le găsim le dăm deoparte din domeniu, că se întâmplă un moment dramatic acolo. Valoarea respectivă nu putem pune în evidență nimic, pentru că ceva pe 0 nu ar exista. Cum rezolvăm ecuația asta 2 la x plus logaritm baza 2 din x minus 5 egal cu 0? Lăsăm logaritm baza 2 din x într-un membru de 0. Deci să-l ducem într-un membru. Și logaritm baza 2. E pe mâna ta. Știi că eu sunt foarte ascultător. Propunerile voastre sunt... Nu, eu zic altfel. Zic. Deci, cum spui? 2 la x, zic. 2 la x minus 5 egal cu minus logaritm baza 2. Minus logaritm baza 2 din x. Dacă logaritmăm, trebuie să logaritmăm în stânga și dreapta. Adică logaritmăm toate expresiile din stânga și toate expresiile din dreapta. Și aici, în dreapta, ar fi logaritm din minus logaritm baza 2 din x. O ecuație ciudată. Ciudată, adică așa ceva nu plus vine să te apuci să lucrezi. Că vouă vă place așa, să fie ori numai exponențiale, ori numai logaritm. Dar amestecul ăsta ne scoate din mână. Adică vouă vă place așa să apare. Dacă vă dădeam aici 4 la x plus 2 la x, la 4 la x plus 2 la x minus 2 egal cu 0, așa ceva puteți face. Cum rezolvați o astfel de ecuație? Deci dacă puneam în loc de ce era aici 4 la x plus 2. De fapt, eu mă sunt acum în situația delicată de a rezolva această ecuație și nu mă descurc. Dar pe asta o știu, 4 la x plus 2 la x minus 2 egal 0. Scriem de 4 ca 2 la 2. Da. Și vine 2 la x totul la a doua. Da. 2 la 2x. Că vine 2 la 2x, nu? 2 la x totul la a doua. Plus 2 la x. Minus 2 egal cu 0. Notăm 2 la x cu 2 la x egal cu t. Și t pătrat plus t pătrat plus t minus 2 egal cu 0. T1, 2. Ai lucrat și voi. Lucrați că ce vă fac acum sunt lucruri foarte importante. Sau am înțeles ce faceți voi. Așteptați filmul la boierii și filmul când se pune, îl vedeți. V-ați întrebat vreodată cât de important este ceea ce se întâmplă cu filmul? La clasă, dragilor, la clasă, se întâmplă de foarte multe ori
să-ți mai fugi mintea pe dealul, adică îți mai amintești nu știu ce, te mai gândești, nu te simți bine. Și începi să pierzi în firul acela pe care profesorul îi spune. Firul logic al lui, dacă le spune. Dacă le spune, pierzi el. Voi avea șansa că nu prea să spun lucrurile așa. Și atunci, explicațiile acelea în cuvinte, efortul profului, nu le mai prins. Însă la prof online, prin filmele acestea, e marea problemă, exact cum spuneam ceva, domnule, s-o produce o revoluție în tehnologia didactică. În știința asta de a învăța pe cineva ceva, câtă vreme este fixată în film, apoi tu atunci când ai dispoziție, hai să spun, să vezi filmul și să înțelegi ceva, te duci și vezi filmul acela. Stai cu căițelul în mână și cu creionul acolo și scrii tot și urmărești explicații, n-ai înțeles o porțiune, dai încă o dată și încă o dată. Este spectaculos ce produc. Deocamdată suntem la început și foarte multă lume nu înțelege mesajul. Dar sper că cu timpul să fim bineînțeles. De regulă știți cum se întâmplă. Când nu mai suntem în viață, atunci toată lumea va aprecia. Câte vreme ești în viață și te strădui să produci această revoluție, toți stau cu piatra în mână și zic, băi, ce bine face ăla acolo, ce bine face. Dar acolo s-o ajunge. Hai să vedem aici. Asta o putem face, nu? Am găsit T1T2, cât este? T1T2 egal cu minus 1 plus minus radical din 1 plus 4 ori 2, 8 supra 2A, 2. Și bine, minus T1 egal cu minus 1 plus 3, 2 pe 2, 1. Și T2 egal cu minus 1 minus 3, minus 4 pe 2 și egal cu minus 2. Cine era T1? 2 la X. Deci 2 la X egal cu 1, asta înseamnă că x egal cu 0. Și 2 la x egal cu minus 2, ce părere aveți aici? Se poate? Nu, nu are. Minus 2, exponențialul de un număr pozitiv. Deci, nu se poate să facă minus 2. Deci înseamnă numai x egal cu 0. Și dacă la numitor ar fi fost 4 la x plus 2 la x minus 2, atunci spuneam, ieri în afară de elementul 0, nu? Ăsta care, pentru care... Și domeniul ființei ar fi stabilit. Noi n-avem baftă. Noi n-avem șansa asta. Dacă ar fi fost numai logaritm, și așa ne-ar fi descurcat. Deci dacă ați fi avut așa, la numitor, o ecuație de tipul, să zic, logaritm în baza 2 din x, logaritm pătrat în baza 2 din x, plus logaritm în baza 2 din x, minus doi, egal cu 0. La asta cum ați fi lucrat? Logaritm baza 2 din x, simplu, da? Logaritm baza 2 din x egal cu t. Și venea t pătrat plus t minus 2 egal cu 0. Și rezolvată, t1 egal odată cu 1 și t2 egal cu minus 2. Dar acum mai am supărarea aceea ca t să fie pozitiv. Ia să mă întorc la succesul. Zic logaritm baza 2 din x egal cu cât? Logaritm baza 2 din x egal cu 1, adică x egal cu 2. Și logaritm baza 2 din x egal cu minus 2. X egal cu minus... Nu. 2 la minus 2. Deci x egal cu... Deci rezultă aici că x egal cu 2 la minus 2, care înseamnă 1 pe 4, nu? 1 pe 2 la a doua, 1 pe 4. Și atunci aș spune că funcția ar fi definită pe el, în afară de elementele 2 și 1 pe 4, în condițiile în care ar fi fost la numitor aici, da? Da. Deci de ce m-am legat eu până acum? Că, din păcate, este o combinație ciudată între 2 la x și logaritm baza 2 din x. E nefavorabilă nouă. Nu ne ducem pe un teren cunoscut. Este o ecuație care
se pare că ne dă mult de furcă. Când e numai exponențială sau numai logarit, acolo lucrăm. Dacă nu-i amestec, e complicat. Și totuși, trebuie să o facem. Așa, în fel de 0, e aici exercițiu mai mare ca 0 și aici am luat negația și ecuația asta vrem să o rezolvăm. Să o ducem pe 5 în partea cealaltă? Să... Îl ducem, cum spui tu, după care ne uităm mult și bine. Bine. Așa? Observăm că dacă dăm lui x valoarea 2, nu corespunde, adică face 0. Deci 2 ar fi soluție, cu alte cuvinte. Deci pentru ecuația. Pentru ecuația. 2 la x plus logaritm în baza 2 din x minus 5 egal cu 0, x egal cu 2 este o soluție. Pentru că verifică. Adică 2 la a doua plus logaritm baza 2 din 2 minus 5 egal cu 0. Da. Poate urma și altele. Asta e problema. Și nu știu cum să demonstrăm că este unică soluție. Ar fi interesant să arăt că soluția unică. A, și ori prin injectivitate, ori prin... Mai era o chestie. Presupunem sau... Să presupune că căutăm o soluție mai mare ca 2 și pe mai mic ca 2. Da. Presupunem, hai să mergem. Presupunem că tu vrei unicitatea, nu așa? Da. Deci chiar așa, unicitatea are problema ta. Că existența unei soluții ai, unicitatea. Tu ai spus așa, că dacă mai sunt și alte soluții, da? Ei, acum să încercăm. Presupunem că există x1 mai mare ca 2, soluția așa spre x1. Soluție. Păi dacă e soluție, verifică. Da. Adică se întâmplă că 2 la x1 plus logaritmul baza 2 din x1 egal cu 5. Așa? Da. Chiar la minus 5 egal cu 0. Egal cu 5. Ce știi despre x1? Cum este x1? Mai mare ca 2. Cum? Cum? X1 e mai mare ca 2. Rezultă de aici că 2 la x1, cum e față de 2 la a doua? Se păstrează sensul sau se schimbă? Când e bază supraunitară, se păstrează. Și la noi baza este 2. Deci, 2 la a treia e mai mare decât 2 la a doua. Da? Deci se păstrează sensul. Dacă ar fi fost bază subunitară, adică 1 pe 2, s-ar fi schimbat. Deci, 2 la x1 e mai mare decât 2 la a doua. Și dar logaritmul baza 2 din x1 față de vecinul să logaritm baza 2 din 2. Și aici se păstrează. Și aici se păstrează. Că logaritm este inversa funcției exponențiale. Da. Deci se păstrează. Tragem linie și la adunat. Și avem 2 la x1 plus logaritmul baza 2 din x1 e mai mare decât 2 la a doua care face 4 și 1, 5. De acord? Dar în partea stângă cât este? Cât am zis că este? În partea stângă cât este? 5. Și cum? 5 e strict mai mare decât 5? Ce trebuie să mai... Da? De unde crezi că a venit trebuie să mai asta? Din că am presupus, eu am visat că exista un x1 mai mare ca 2 soluții. Care e concluzia? Rezultă că nu există x1 mai mare ca 2 soluții. Deci mai mare ca 2 nu există. Ce crezi? Ce o să mai facem mai departe? Căutăm una mai mică a 2. Presupunem că există x1 mai mic, x2, hai să notăm, x2 mai mic a 2 soluție. Păi, dacă x2 e soluție, ea verifică. Adică, ce să zic, 2 la x2 plus logaritmul în baza 2 din x2 egal cu 5. Da? Cum x2 e mai mic ca 2, ce rezultă de aici? Și 2 la x2. Și 2 la x2 e mai mic decât 2 la 2.
Și la fel cu logaritm în baza 2 din x2, e mic decât logaritm baza 2 din 2, da? Trag liniștile adun și vine 2 la x2. Plus logaritm baza 2 din x2 e mai mic decât 5. Dar asta din stânga este 5. E de parcă ar spune că 5 e strict mai mic decât 5. Fals. De ce am ajuns la această trăsanie? Că am făcut o presupunere proastă. Deci rezultă că nu există x2 mai mic ca 2 soluție. Nu există mai mic ca 2. Și iată, ne punem una lângă alta pe cealaltă. Chiar sunt una lângă alta. Nu există niciuna mai mare ca 2. Nu există niciuna mai mic ca 2. Cum 2 a verificat, rezultă că x egal cu 2. X egal cu 2, unica soluție. Nimic. Nu ne mai împiedică să spunem că ar mai exista vreo altă variantă. Numai 2 este singura soluție. Și atunci, la domeniul definiției de aici, vom spune că F e definită pe R minus mulțimea formată din elementul 2 cu valori în R. Și am stabilit, am rezolvat problema. Deci, observați, ca să avem domeniul definiției, trebuie să știm foarte multe lucruri. Sigur, x-ul trebuia să fie și mai mare ca 0, da? Și este vorba de un x, deci nu din R, R plus steluță, chiar numere pozitive, că am uitat să punctăm chestia asta. Deci domeniul definiției este mulțimea numărul reale pozitive fără 0 minus elementul 2. Da. Așa e corect. Da. Altfel, logaritmul spune, bă, dacă eu la numeri negativ, știi cum mă descurc? Eu nu știu să lucrez din numeri negativ. Eu îți dau răspuns dacă îmi pui argument pozitiv. Altfel n-am treabă. Și noi știm chestia asta. Da? Știm asta și de ce am punctat, am revenit din el plus steluță. Minus elementul 2, că se află de la 0 încolo 2. Nu ne permite să-l păstrăm pe 2. Că în clipa în care am pornit să facem marginea lui 2, se întâmplă în momentul acela dramatic, ceva pe 0. Da. Da? Deci, ce a fost aici important? Să știți că fracțiile există când numitorul este diferit de 0. Nu există când numitorul este 0. Și atunci, iată, am să vă mai dau o altă funcție. Tot așa vă dau legea de corespondență. E de x egal cu radical din 3x plus 1. Radical din 3x plus 1. Radicalul din 4 și trebuie condiția extensă. Indicii radicalului 2. Când indicii radicalului 2, trebuie să știu ce lucru. Cât face radical din 4 în numele reale? 2. Din ce motiv face 2? Pentru că 2 la puterea a doua e egal cu 4. Cât face radical de ordinul 2 din minus 4? Este cineva care la a doua să facă minus 4? Nu. Real. Da? Real. Nu există. Există în complex. Acel i pătrat egal cu minus 1, deși ar fi 2i în complex. Dar în real, nu există. Nu pot da nimic. Radicalul de ordin par, în mulțimea numele reale, spune, ai grijă, eu pot face treaburi, dacă mi-asigur aici să fie un număr pozitiv. Radical de ordin 2, de ordin 4, de ordin 6, de ordin par. Da? Deci radical de ordin 2K e definit pe R plus. Deci e definit, adică lucrează dacă aici de sub are numere pozitive și ne dă ca răspuns tot numere pozitive. Tot numere. Valoarea radicală de ordin par este tot un număr pozitiv. Deci lucrează din numere pozitive și dă răspunsuri numai numere pozitive. Radical din 4 face 2.
Nu face minus 2. 2. Da? Radical din indice 4 din 16 egal tot cu 2. Pentru că 2 la a 4 face 16. Deci 2 la a 4 egal cu 16. Vedeți? Aceste lucruri trebuie foarte, foarte bine știute. Și atunci, în condițiile acestea, deci, în condițiile acestea, când întâlniți radical din indice 3, 2 din 3x plus 1, nu stați pe gânduri și imediat puneți condiția. 3x plus 1 trebuie să fie mai mare egal decât 0. Da? Puneți condiția aceea. Adică se întâmplă aici echivalent, cu a spune că 3x plus 1, 3x mai mare egal ca minus 1, x mai mare egal ca minus 1 pe 3. Adică x aparține de la minus 1 pe 3 la plus infinit. Poate cuvinte, pentru funcția asta, f e definită pe minus 1 pe 3 la plus infinit cu valori în el. Și cu asta stabilit domeniul de definiție, adică măi, haideți să vedem totuși o chestie faină. Nu cumva aici putem gândi pe f ăsta ca o compunere de două funcții? Aș putea să zic f1 de x. F1 de x egal cu 3x plus 1. Care, pentru care f1 e definită pe el, cu valori în el. Nu are nicio problemă. E funcția de grad 1. Ea, dacă aș face tabelul de valori, se întâmplă să fac așa. X poate să vină de la minus infinit la plus infinit. Da? Și după rețeta lui 3x plus 1, se întâmplă ca lui minus 1 pe 3, când x-ul e minus 1 pe 3, imaginea să fie 0. E f1 asta, da? Eu fac tabelul de variația semnului pentru 3x plus 1. Pentru f1 asta. Și mă interesează după rețeta asta ce fel de y apar. Și iată că x-ul este minus 1 pe 3, y-ul este 0. Da? Imaginea este 0. Pentru x și de aici încolo, y-ii care apar sunt numere pozitive. Deci, iată, când iau pe 0, imaginea lui 0 este 1. Când iau alt număr și mai departe, numai numere pozitive. Deci, numai numere pozitive obține și y-ii pozitivi. Când iau pe x și din zona asta, voi obține, iată, să spunem, minus 1. Minus 1 este pe aici, pe aici. Minus 1 pe 3 e mai aproape de 0, minus 1 este pe aici. Minus 3 și 1 face minus 2, da? Deci la minus 1 îi corespunde minus 2. Și mai departe. Deci numai negativ pe aici. Dacă îndrăznesc ca asupra y-celor care apar aici, de la minus infinit sunt y-ci, la plus infinit, că de fapt sunt y-ci corespunzător de rețete acestea și numere negative și pozitive, și dacă vreau să îi preiau altă funcție, funcția radicală, de ordin par. Deci, atenție, că sunt, e momentul cel mai frumos al ghiștiului. Vreau să înțelegeți bine. Deci, funcția f, 1, vedeți că e definită pe f, cu valori, valorile care apar, y și care apar, sunt de la minus infinit la plus infinit, tot numere reale. Da? Tot numere reale. Acum, f2, cea de-a doua funcție, f1, cine a fost legea? F1 de x. F1 de x este 3x plus 1. F2 definită, f2 de x, cea de-a doua funcție, este radical din f1 de x. Adică, după ce a lucrat F1-ul și-a creat imaginile acestea, vine acum radicalul și vrea să ducă mai departe. Exact cum aș merge de la Moinești până la
Bacău, merg cu mașina, că n-am alt mijloc, iar de la Bacău până la Jut merg cu trenul. Cam varianta asta. Deci, m-a dus mașina până la Bacău. Cine m-a dus? După rețeta asta, mașina, 3X plus 1. Și acum, de la Bacău până la Jut, mă duce cine? Mă duce trenul, radicalul ăsta. Deci radicalul acum acționează asupra Y-celor acestora care le-au transportat. Da. După rețeta asta. Da. Dar are și Y negativ și Y pozitiv. Și radicalul zice, atenție, eu pot să fac treaba fiind eu de par, numai dacă mă asigur că îmi oferă Y-ul ăștia pozitiv. Deci el nu se poate descurca, numai dacă îi las imagini de acestea. Și atunci spune așa, ca să iau pe ăștia, trebuie să mă asigur de existența lor, de către cine aduc și ei aici, în zona asta. De X și de la minus 1 pe 3 încolo. Deci, ca să meargă treaba, eu trebuie să zic așa, X și sunt duși în Y după rețeta F1, da? După rețeta F1. De unde? De unde? De la minus 1 pe 3, de la minus 1 pe 3 la plus infinit, atâta le dau voie și de la minus 1 pe 3 la plus infinit, în ce mulțime apar de la minus 1 pe 3 la plus infinit după rețeta lui F1? De la 0 încolo. Deci, în ce? Sunt duși în Y care se găsesc de la 0 la plus infinit. Iar asupra lor, lucrează funcția radicală, funcția F2, să zic, da? F2, care face ce? Asupra fiecare, atenție, dacă ar fi un element negativ, aia n-ar mai putea lucra. De ce? Când nu poate lucra, nu poate, lui minus 1, când sub radical e numai negativ, nu se descurcă radicalul de lui par. Deci eu trebuie să mă asigur neapărat că radicalul începe de la numere pozitive încolo și atunci imaginile sunt tot numere pozitive, 0 plus infinit. Și cât ar face fiecare funcție în parte, există funcția directă, care nu e alta decât compusa celor două. Iată momentul de compunere a două funcții, ideea de compunere. Și aceasta este F2 de F1 de X. F2. F2 lucrează după ce a lucrat F1. F2 lucrează asupra transportului pe care l-a făcut F1. Că prima dată asupra lui X cine se lucrează? F1. O realizat el imaginea asta, 0 plus infinit, și vine el acum, F2 și preia, care e radicalul. Și asta înseamnă F2 compus cu F1 aplicat asupra lui X. Deci F2 compus cu F1 aplicat asupra lui X este F2 de F1 de X. Iată ideea de compunere a două funcții. Am vorbit de două, dar pot fi două sau mai multe funcții, două, trei și mai parte. Insist, este momentul important al lecției. Este lucru pe care îl punctez foarte bine și îl scot în evidență. Ăsta e motivul pentru care punem condiții. Da. Da? Pentru că, vedeți, ne asigurăm de șansa de a avea funcție F2, care trebuie să preia tot ce au făcut până la un loc F1, după 3X plus 1, dar F2 are pretenția asta, să lucreze numai din numere pozitive, radical. De aceea trebuie să știm foarte bine funcții elementare. Deci, nu veți putea stabili domeniul definiției ale funcției dacă nu știți funcțiile elementare. Și eu am un volum, îl spun pentru voi, dar spun pentru toată lumea, intitulat Funcții, în care prezint
capitolul acesta atât de important, funcții, într-un limbaj accesibil, limbajul ăsta pe care îl spun acum, este volumul acesta, videomanualul pe care l-am scos, el conține 15, 10 DVD-uri, câte o oră și jumătate fiecare, 15 ore de matematică. Se pot găsi foarte simplu, dacă accesați proful online, intrați acolo pe pagina mea și spune acolo pachete de DVD-uri, scris cu albastru. Dați click pe pachete de DVD-uri și deschide pagina aceea în care vedeți 18 volume realizate. Sunt niște numere de telefon, se sună un număr de telefon de acolo, nu sunt eu, ci altcineva, și acolo intrați, mai ales voi, băcăoani, puteți să vă întâlniți cu respectivul care face așa ceva și puteți să luați pachetul de video în care aveți explicațiile cât se poate de clare. Da? Și capitolul tot e rezolvat. Funcții subjective, injective, objective, toate povestea aceea, o să vedeți acolo, o să vă plac. Da, mă întoarcem. Și vă spun că noțiunea de derivată care ați făcut-o voi la clasă acum, spune așa. Puteți să-mi spuneți ce a însemnat derivata funcțiilor compuse? Cum vi s-a dat definiția? Ce a însemnat acolo? Da. S-a spus că x-ul este locuit pe o funcție. X-ul de la prima derivată va fi locuit pe o funcție. Va face același lucru. Și se schimbă puțin toate problemele, nu mai sunt chiar aceleași probleme. Ana, ați vrea să încercăm noi modelul nostru, f de x egal cu radical dintre x plus 1. Să vedem ce ar însemna aici, că doar asta ar trebui. Dar, vedeți, vreau să înțelegeți bine problema. Ce înseamnă cu funcții derivabile într-un punct din domeniul de definiție? Înseamnă că există limita raportului acela, nu? Da. F de x minus f de x 0 sub x minus și este finită. Da. Esențial, să existe limita raportului și să fie finită. Aici o să mă urmăște un pic sau poate ar fi bine, după ce v-am vorbit de compunerea funcțiilor, să mai insist un pic ca să rămână și Andreea în priză. Pentru prima parte aici. Andreea, cât este ceasul, te rog? Acolo și el cât este? 43. Mai avem timp să epuizăm totuși capitolul ăsta. Hai să vedem funcții elementare. Funcții elementare. Unu. Funcția polinom. Polinomială. Funcția polinomială. Adică rețeta este un polinom. Exemplu, f de x egal cu 3x plus 1. Zice funcția de gradul 3, nu? Că e polinom de gradul 3. Da. F definită pe f cu valori în f, dar nu ce motiv de supărare. Sau f de x egal cu f1, f2, hai să zic așa, f2 de x egal cu x pătrat minus 5x plus 6. F2 definită pe f cu valori în f, nu? Nici un problemă. În general, dacă e un polinom acolo, nu e fracție, nu e nimic, spunem că
F e definită pe R cu valorile. Deci funcția polinomială F e definită pe R cu valori în R. 2. Funcția rațională. Rațională. Adică fracție. E de tipul F de X egal cu, hai să spun, V de X supra Q de X. Când vedeți o fracție, imediat săriți în sus și ziceți ce? Deci, F e definită, deci punem condiția Q de X diferit de 0, cine o fi acolo? Și o fi toată aia. Noi mergem cu negația, facem Q de X egal cu 0, găsim acele valori și le dăm deoparte, nu? Ce spunem? Că F e definită pe el minus mulțimea tuturor acelorași x pentru care Q de x egal cu 0. Cu valori în el. Deci, dăm deoparte totdeauna din domeniul maxim de definiție acele valori pentru care numitorul este 0. Și am întâlnit asta în ecuația de mai înainte. În exemplu care am făcut F de x egal cu ce am zis eu acolo 3x plus 1 supra cine? 2 la x plus logaritm baza 2 din x minus 5. Am zis repede că F am constatat că F e definită pe el plus steluță din motive foarte clare că logaritmul le obligă mai puțin mulțimea formată din elementul 2 cu valori în viață. 3. Funcția putere. Putere și inversa sa, inversa sa radicală. Funcția radicală. Deci, sunt directe funcția putere și funcția funcția putere și funcția radicală. Adică, la urma urmei, este y egal cu, așa trebuie să înțelege ecuația asta, y egal cu a la x. Nu, y egal cu x la n, pardon. X la n. Cu n număr natural. Deci este un predicat, dacă vreți. Uitați, un predicat în variabile, un predicat binar. Adică este un enunț în două variabile. Cum ar fi? Y egal cu x la a treia. Y egal cu x la a treia. Dacă se dă, se cunoaște x-ul, se găsesc y. Da. Clicăm la a treia, da? Dacă se dă găsești, se cunoaște y-ul, trebuie să aflăm x-ul. Da. Care înseamnă radical de un anumitor. Deci, în varianta asta, am două posibilități de exprimare. Odată se dă x, deci se știe x-ul, și y egal cu cine, se obține y după rețetă, și atunci suntem cu funcția f de x egal cu x la n, funcția putere. Da? F de x egal cu x la n, funcția putere. Unde f e definită pe el cu valori în el, n-am nicio supărare. Iar dacă se dă y-ul, și x-ul cine este, să aflăm x-ul, atunci ne ducem pe funcția inversă, adică e tocmai invers procedeu, funcția radicală. Deci apare funcția radicală. E vorba de radical de ordinul n, nu? Radical de, ca să-l găsești, când știi pe y, ca să-l găsești pe x, trebuie să extragi radicalul de ordin n de acolo. De ce? Iena este în cazul ăsta, dar eu am luat Y al cu X la 3-a, un caz particular. Deci, adică, și ordine
E în două situații aici. E în par și e în impar. Da, da, da. Deci radical de ori e în... Pot să spun că e amic. Dacă e în par, atunci radical de ordinul 2K e definit, adică subradical trebuie să pun numere pozitive și valoarea radicalului este tot un număr pozitiv. Dacă B e în impar, adică 3, 5, 7, 9, 2K plus 1, radical de ordin 2K plus 1, e definit pe iar nicio supărare, că și din pozitive și din negative există, cu valori tot în el. Numai cine are pretenții? Radical de ordin par. Bun, radical, cât este radical din, de ordin 3 din 27? 3. Este 3 pentru că 3 la a 3-a, fiindcă 3 la puterea a 3-a, fac 27. Cât este radical de ordin 3 din minus 27? Minus 3. Din ce motiv este minus 3? Pentru că minus 3 la a 3-a face ăsta de desubt. Deci vedeți, dacă e din ordin 4, zice, dacă e de ordin 3 din 27, îți dau 3 răspunsul, deci din număr pozitiv îți dau număr pozitiv, dacă e din număr negativ, îți dau număr negativ. Deci el îmi spune foarte limpede că se descurcă în orice situație. Fie din număr pozitiv, fie din număr negativ. La radicalul de ordin 3, 5, 7, nu mai puneți condiția ca cei subradicali să fie pozitiv. Da, da. Că el știe. Știe el, se descurcă. Dacă e pozitiv, zice, îți dau pozitiv, dacă e negativ, mă descurc că îți dau negativ. Numai la de ordin par, 2, 4, 6, are pretenții. Să mă asigur că cei subradicali este un număr pozitiv, că altfel nu mă descurc. Bun. Și acum, haideți să... Continuăm. Deci la funcția putere și cu funcția inversa sa, e vorba de Y, că era pe X la N, și se cere două situații. Dacă știu pe X, Y ce se obțin după rețeta aceea, adică la o putere. Funcția putere, de-aia zic eu. Dacă însă îl cunosc pe Y și vreau să aflu X-ul, din relația aceea, înseamnă că e radicalul de ordinul respectiv, deci e funcția radicală, inversa a funcției putere. Să vedem altă pereche. Funcția 4, nu? Da. Funcția exponențială și inversa sa, funcția logaritmică. Ele sunt una, inversa celelalte. Și atunci o să le dau tot sub formă de predicat, de tipul Y egal cu A la X, unde A mai mare ca 0, A diferit de 1. Și acest predicat va însemna două variante. Știu pe X și obțin Y, și atunci e funcția exponențială. Deci, cazul întâi. Se dă X-ul. Adică se știe X-ul. Și Y se obțin după rețeta. A la X. Adică vom avea F de X egal cu A la X, adică Y pe acela A la X, și F e definită pe I, da? Adică X-ul poate fi orice fel de număr, pozitiv, negativ, orice număr real. Cu valori, atenție, valoarea unei exponențiale, imagini care apar, nu pot să fie numere negative. Deci totdeauna vom avea numere pozitive. Deci definită pe R cu valori în R plus. Iar plus steluță. Nici măcar 0 nu poate să fie, da? Deci strict pozitive. Da? Deci A la X e primit pe R cu valoare în R plus steluță. 2. Se dă cine acum? Se dă Y.
Deci se știe Y și vrem să aflăm X-ul. Din relația asta, dacă X-ul este aici, Y-ul e cunoscut, X-ul înseamnă tocmai logaritmul. Deci se dă Y-ul și se află X-ul. Și atunci X-ul ăsta este logaritm baza A din Y-ul respectiv, da? Din Y, că Y-ul se știe. E logaritm baza A din Y. Și cum urechea noastră nu e obișnuită în variabila Y, îi place mai mult variabila, putem să zicem, nu Y, T, V, U, orice altă variabilă. Atunci e vorba de funcția F de X, care e logaritm baza A din X. Da? Și F-ul acesta e definită pe invers, adică el face drumul înapoi, cum făcea exponențiala. Exponențiala era definită pe el cu valori în el plus steluță, e inversal, definită pe R plus, pe R, definită pe R plus steluță, cu valori în R. Foarte important. Deci funcția logaritmică nu se poate descurca decât dacă argumentul său este număr pozitiv. Da? Deci de aceea putea scrie R plus steluță și păstrează condiția pusă A mai mare ca 0 și de fel de 1. Deci, există, iată, acum putem să punctăm, există logaritm în baza A din X, dacă și numai dacă, sunt îndeplinite condițiile. A-ul acela de la exponențială, cum am zis că este mai mare ca 0 diferit de 1, A mai mare ca 0, A diferit de 1, și X-ul, și X-ul mai mare ca 0, pentru că s-a schimbat domeniul cu codomeniul. Așa face funcția directă și inversă. Se schimbă domeniul cu codomeniul. Foarte tare, de acum, ori de câte ori vedem un logaritm, am înțeles că ăsta e motivul pentru care punem condițiile A mai mare ca 0 diferit de 1 și X-ul strict mai mare ca 0, argumentul. Bine, dacă X, dar dacă e altă șmecherie, tot argumentul său. Deci nu îmi bat capul, dacă eu văd așa, logaritm în baza 2 din 7X plus 1 supra 3X minus 2. Păi ce? Deci dacă văd așa un logaritm, imediat condițiile impun. 2 mai mare ca 0 diferit de 1, n-am treabă, dar ceea ce voi spune e 7x plus 1 supra 3x minus 2 să fie strict mai mare ca 0. Și fiind la rândul fracției, 3x minus 2 diferit de 0, din cauza că despre fracție am punctat așa ceva. Deci s-a umplut ceasul. Se pune celălalt fișier.